Bună, Sârmia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută mult de tot. Să vorbim de Robert și Ionela, mari îndrăgostiți ai sezonului 10, așa cred ei. Chiar mi-a plăcut de Simona Gheri că le întreabă pe Robert, ești nervos? Pentru că de fiecare dată zice, sunt nervos, eram nervos. Chiar nu înțeleg de ce e nervos. E cu iubita lui, se vor căsători. Atunci, care-i problema cu el? Chiar nu înțeleg. Și am văzut că erau și ei într-un moment de tandrețe, a spus că e frumoasă, așa o vede el. Mie nu mi se pare deloc frumoasă, chiar deloc, și are și o voce tare enervantă. Dar asta e părerea mea, poate altcineva crede că are voce frumoasă. Ea nu voia complimente, voia decât o îmbrățișare. Da. Apoi au vorbit de viitor, ce o să facă când se duc afară. Dar interesant că niciunul n-a pus problema căsătoriei. Locuitului împreună, da, dar căsătorie nici el, nici ea. Poate se teme oricare dintre ei că odată o să aducă vorba, celălalt nu o să fie de acord. Eu cred că Ionela s-ar mărita cu oricare, că așa a și făcut cuplul cu el. A fost singurul care a vrut. Singurul. El povestea de muncă, făceau cu unde să ne stabilim, unde câștigăm mai mulți bani. Și că nu o să duc imediat la muncă, că e greu să găsești până mai în februarie, martie, chiar este, depinde de țară. De exemplu, aici e ușor, orice nu există, toamnă, iarnă, cam același an timp. Și apoi s-a dus ea să-i spună lui că ce simte pentru el e ceva deosebit. Asta e clișeu, cam tot zic asta, da? Dar în continuare nu e sigură de el. Și că acu-i frumos, zice el, dar nu știe dacă o să țină. Și nici ea nu crede asta. Apoi, veșnica vorba Ionelei, știi ce zic? Nu știu de ce folosesc, am văzut și la alții. Cu știi ce zic cu ăsta. Da. Nu știu dacă interlocutorul știe, dar toți aprobă. Apoi au pus și problema unde vor locui. În centru, în copou, lui nu-i place în copou, ea zice că e liniște. Îi a spus, e o zonă liniștitoare, asta e expresia ei. El ar vrea să iese în oraș zilnic, așa făcea înainte, dar atunci era singură, acum are responsabilități în caz că se vor căsători. Ea era de părere că ar trebui să-și ia mai multe joburi, da, nu putea să zică munci, și zicea joburi, că toți ori băgat engleza, te zăpăcește cu ea. Dar ea spunea că și înainte, în afară de banca unde a lucrat, mai avea încă sâmbătă și duminica un job și că avea timp și pentru ea. Și el la fel spunea că după ce a lucrat, după muncă, ieșea în oraș, da, stătea cu părinții, nu plătea chirie, nu plătea nimic, că își cheltuia banii, ce să facă cu ei. Vă dați seama, în România sunt oameni care nu au ce face cu banii. Aia e un lucru foarte bun, mai ales când e vorba de tineri. Să nu ai ce să faci cu banii, să ieși în oraș să cheltuiești. Păi da, că dacă ar fi stat în chirie, ar fi avut chirie, întreținere, apă, curent și ce mai e plătit de el din salariu. Nu i-ar mai fi rămas bani să umble prin cluburi, că așa spunea, că toate fetele pe care le-a cunoscut de prin cluburi, așa. Deci n-are nicio experiență la o femeie, cu adevărat o femeie, nu pisipoance de prin cluburi, alea nu sunt femei, sau cel puțin deocamdată nu sunt. Eu așa cred. Dar să știți că sunt destui băieți care așa agață prin cluburi. Pentru că, zic, fără obligații, ușor de agățat, ușor de convins, genul ăsta de băiat e Robert neserios. Chiar sunt curioasă cum va putea duce o căsătorie. Dar vom vedea. După Diana și Cristi, a venit rândul Ramonei și a lui Stelian să plece la Paris, că o seară înainte să pregătea și făcea unghiile, era în baie, era foarte emoționată, că nu știe, o să ceară, nu o să ceară. Dar ei erau la ea în cameră, el încerca niște tricouri, el luase un tricou primit cadou, era foarte mare, nemulțumit. Vedeți, nu le mai trimiteți nimica, să se îmbrace cu ce a adus de acasă. Așa făceau și în sezonul 2.
Nu erau mulțumiți. Nu dădea întotdeauna nemulțumire, dar am văzut că acum au dat, care se uită pe Antena Play, nici pe Antena Play nu poți să vezi toată casa, că n-ai cum, tot ce ne dă ei. Și Ramona, după cum spuneam, foarte emoționată, Izaia a spus să aibă grijă de ea, da, să aibă mare grijă de ea, și Ramona făcea ce reaiești, de ce ai dubii, iar zice Izabela, să nu faci prostii, da. Iar Ramona a promis că o să fie cu minte. Păi nu știm dacă vor avea, după Logonda, da, sigur vor avea cameră fără să fie filmați, fără să fie nimica. Ea chiar speră că o să fie, o să se logodească, pentru că au venit la o emisiune matrimonială, nu au venit doar așa la divertisment, la distracții. Nu, au venit la o emisiune matrimonială unde s-au, și fetele și băieții s-au adunat să se cunoască, să se căsătorească în final și să câștige o pereche, doar nu toți. Cu toate că, părerea mea, era bine dacă puneau măcar 3 premii. Era mai bine așa. Plus ispita, de care o să aflăm înainte de finală, chiar sunt curioasă cine o fi ispita. Eu cred că Izabela, dar nu sunt 100%, bineînțeles, nu pot să fiu 100%, că dacă eram 100%, aș fi spus. Izabela a ținut Morțiș să clarifice situația cu jignirile și spunea că dacă nu era ea jignită prima, nu ar fi jignit, că îi pare rău pentru familie ei, ce a auzit. Chiar și eu sunt curioasă cum au reacționat când au văzut, că sigur s-au uitat la emisiune și au văzut ce podoabă au crescut. N-am părere bună de ea absolut deloc. E o progenitură răsfățată care n-a muncit în viața ei decât pe la emisiuni și poate pe Facebook, asta toți, pe TikTok, pe de-astea. Nu știe cum se câștigă bani, adică de asta și vorbește așa ușor. Ce, oricine își permite o mașină de 50.000, oricine își permite, nu își permite. Cum am mai spus, eu, că lucrez atâția ani în străinătate și am bani, eu nu-mi permit o mașină de nici de 10.000 măcar. Pentru ce să dau, oricum n-am carnet, pentru ce să dau banii pe mașini când sunt taxiuri, sunt autobuze, pentru ce? Și plus că aici ai și probleme cu locurile de parcare. Așa că eu nu-mi permit. Izabela își permite mașini de sute de mii, că nu muncește ea, normal. Și mai spunea că nu i-a deschis discuția de bani. Normal, el a început că are mașină de 35 de mii. A muncit el pe banii aia, Raul? Nu. Da. Îl mai spunea că ea afară nu a făcut așa ceva, ea nu e așa, cam tot. Asta mi-amintește de Antonia din sezonul trecut, după circ pe care îl făcea Antonia, făcea, eu nu sunt așa, nu? Ba, exact așa ești, fix așa ești. Toate sunt așa, ăsta e caracterul. Adică dacă eu fac, mă bălăcăresc și fac un circ, după aia zic, nu sunt așa, dar cum sunt? Ăsta e adevărata ei față. Că i s-a umplut paharul. La mulți ni se umple paharul câteodată, dar nu. Trebuie să facem cer din asta. Și după privirea și după expresia feței, frică, când ies afară, că o să fie atacată cu ouă și nici nu m-aș mira, pentru că are foarte multe comentarii negative. Ea crede că nu, că toți au hate, dar că nu există, că nu sunt junglă care să-i arunci ei cu ouă când o s-o vadă. Ar trebui să umble cu mască. Acum tot mai sunt oameni care umblă. Apoi a început să se victimizeze, că ea e singură, că e departe de familie, că ce să facă, s-a apărat, doar s-a apărat. Păi da, s-a apărat, dar nu cu vorbe de astea. Putea să vorbească frumos, putea să-i zică foarte civilizat. Să-i zică civilizat. Trăim într-o țară civilizată. Uite că repet și eu cuvântul ăsta, dar așa este. A vorbit exact ca om halagioică. Nici o diferență. Și spunea că el i-a jignit familia. Raul i-a zis doar, când i-a spus de foarte multe ori marș, 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 i-a spus doar zi marș tată, tu atât i-a zis. Și ea și mai rău a început. Că acum ar vrea să explice că nu doar ea e vinovată, păi normal că nu e, amândoi sunt, cum spuneam, nici unul nu mai puțin vinovat.
Și că nu tace când îi se jignește familia. Apoi i-a dat un mesaj tatălui și a zis: tate, știu că ești supărat pe mine, că mi-ai trimis scrisoare. Păi săracul om, cred că nici nu mai are curaj să iese pe stradă de rușine. Pentru că o să fie arătat cu degetul de cunoscuți, bineînțeles. Am văzut și eu comentarii, am văzut comentarii foarte urâte, pentru că așa a știut să se comporte, nu-i nimeni de vină. Eu nu cred că părinții ei au învățat-o sau lui Raul l-au învățat de rău, nu. Eu am văzut-o pe mama lui Raul, era o femeie extraordinară, mai ales care și pagina, i-am urmărit pagina cu mâncare, cozonat și toate astea, dar copiii, să știți că n-ascultă, oricât i-aș învăța de bine, că eu nu cred niciun părinte nu îți spune că să te duci să faci mahala pe unde ești, nu, nu. Dar cei răsfățați care primesc totul de-a gata, de bani gata, cum se zice, nu toți, nu toți, dar majoritatea au comportamente din astea, din păcate, asta e foarte greu. Că de asta, părinții bogați ar trebui să aibă foarte mare grijă la educația copiilor. Că dacă îi lași să facă ce vor ei, ați văzut ce se întâmplă? Raul și Izabela, cele mai bune exemple. Foarte interesante discuții au Ionela și Robert, mai ales că el nu înțelege nimic din ce spune ea. Și să spun drept, nici eu nu înțeleg. Să apucă, intră în foarte multe detalii, să încurcă în ele și nu mai știe nimeni ce vrea să spună. A început Ionela că Laura și Mihai, Stelian și Ramona sunt cupluri false, dar până să fie întrebată de 1000 de ori de prezentatoare, tot dădea cu la modul general. Își spune cu subiect și predicat, nu la modul general. Iar Robert zice că mai bine să tacă. Chiar mă bucur să tacă. Și Ionela, ați văzut, nu știu ce școli, cum zicea, care facultatea, nu știe să vorbească românește, nu știe să se exprime, nu știe cum să pună cuvintele, ca să înțeleagă omul ce vrea să spună. Eu n-am înțeles nimic. Și ați văzut, nici Robert n-a înțeles. A lăsat-o, a vorbit jumătate de oră și pe aici n-am înțeles nimic. I-a citit în scrisoare, tot n-a înțeles. Da. Cum spunea și Robert, el nu vrea să dea nume, dar se referea la Stelian și nu numai. Da. Ionel a vorbit și cu mama ei, a avut un apel telefonic, zicea că au emoții, amândouă aveau. Mama ei, că e fericită. Dar de căsătorie n-a zis nimeni, că pasul, că actele, că o dă foarte mult pe ocolită, dar spune direct în față că i-a trimis și o scrisoare, i-a citit-o și lui Robert, Robert se uita cu o față, n-a înțeles nimica, da? Robert n-are încredere în ea absolut deloc, nu are, da. Mama ei i-a dat niște sfaturi, i-a zis că o susține. Iar a întrebat-o ce o să zică dacă o cere, ea zice că bineînțeles că o să spună da, păi abia așteaptă să se mărite, normal, ce să spună nu, după ce a așteptat atâta și a încercat ea cu mai mulți băieți, Robert a fost singurul care a vrut-o. Așa că n-are cum să spună nu. Dar nici ea și nici mama nu sunt sigure că el o să ceară de nevastă, da? Chiar zicea Ionela că nu are nicio așteptare. Cum să vii într-o emisiune matrimonială, să ai un cuplu și să n-ai nicio așteptare? Cum să n-ai nicio așteptare de la el? Trebuie să ai o așteptare, să aștepți să ceară de nevastă. Și să vă căsătoriți, să faceți familie. Cum să n-ai nicio așteptare? Atunci pierde timpul cu el dacă nu are. Nu știe să exprime ea cine și ce a vrut să spună și de ce tâmpenii de-astea. Apoi au vorbit de afară, el o să-i spună ei ce o să-i spună, dar mama ei chiar i-a sfătuit să o ia mai ușor, să ia mai ușor cu relația. Și zicea Robert că și-a dat seama cam ce ar vrea să spună, că i-a și zis, spune cu subiect și predicat, spune exact, spune, nu, ia tot bătea câmpii, ocolea. Până el îi zice că un act nu e un lanț și ar putea să fie mai relaxată, zice el, că nu mănâncă oameni.
Și părerea lui că ea e închisă. Eu nu văd chiar așa închisă, dar el așa o vede. Apoi a schimbat subiectul unele și a spus că e îndrăgostită de el și el ar vrea să fie sinceră cu ea. Dar el... Niciunul n-au încredere în altul. Fiecare crede că celălalt nu e sincer. Gata, asta e, că-i văd cum fac. El mereu nemulțumit, mereu nervos. De data asta spunea că era foame, că de asta a vorbit așa. Păi cum? Păi dacă ți-e foame, te duci și mănânci, nu... Că stai și bați câmpii către viitoarea posibilă nevastă, nu? Foarte, foarte aiurea. Chiar nu mi-a plăcut absolut deloc ce... Cum discuțiile lor... Cum Ionela nu știe să explice... De asta nu înțelege nimeni. Și am văzut și comentarii care le citesc toate comentariile. Multă lume nu înțelege. Nu știe să exprime cu toate facultățile care zice că le are. Deci, voi ce părere aveți? Chiar aș vrea să-mi spuneți. Ce părere aveți de ea? Cristina stătea pe canapea lângă doamna Mioare, iar puțin mai încolo în fața lor era Raul. Și Cristina bătea câmpii ca de obicei, că eu nu are o vorbire curentă, nu înțeleg ce vrea să spună. Ea vorbește, dar nu înțeleg absolut deloc. Nu știu ce s-au adunat în casa mereasa, doar neînțeleși, așa cu ghilimele de rigoare. Și... crede ea că toți sunt egoiști în casa mireasă, în afară de ea, bineînțeles, și de Cristi și de Diana. Aia, asta se subînțelege, n-a spus-o. Apoi s-a băgat în discuție și Raul și zicea că el n-ar vrea în final, ar vrea să plece, pentru că înainte de sărbători trebuie să se ducă să-și facă niște analize, da? Că el e bolnav, ceva are el la cap, cred, da, acolo sigur are că se și vede. Și că nu are voie să fumeze, că nu are voie să facă sală, că nu are voie să facă gimnastică, că nu are voie nimic, că din cauza asta a cedat psihic. Păi, cedat psihic a venit, n-a venit întreg. Că el se enervează, iar vechii nervii lor, și ar vrea să descarce făcând puțin box, dar nu poate. Da? Că nu-i place să se vadă la televizor, nu-i place să se vadă la ceartă, chiar nu i-a plăcut nici lui faza cu Izabela, de fapt, cui i-a plăcut. Și Cristina spunea că în cearta lor cel mai urât s-a văzut Izabela, asta e și părerea mea. Iar din nou spune Raul că ar vrea să plece. Păi să plece, cine îl ține? Cine îl ține? Îl ține, foarte deschisă. Dacă își asumă contractul, n-are decât. Apoi era foarte neliniștit, că are foarte mulți susținători, care sunt de vârsta a doua și crede el, nu știu să voteze, că poate în loc să-l voteze, să plece, îl votează să-l pună în top, dar nu-l pun telespectatorii în top, îl pune stafful. Și că după ce iese, o să ducă prin spitale. Păi asta își dorește, ca zice și Simona Gherghe. Dacă își dorește să ducă prin spitale, o să se ducă prin spitale. Aia e dorința lui. Laura și Mihai își fac planuri de viitor cu bugetul. Bugetul, zice el, că să fie la comun. Care are nevoie, ia pentru unghii, el pentru mașină, dar zice Laura. Păi da, dacă iau 100 de lei pentru unghii și tu 1000 pentru mașină, nu e corect. Da. A început să râdă, s-au îmbrățișat, dar el chiar spunea că e pregătit pentru traiul în comun, da? Au început să vorbească de cantonamente, că el fost sportiv fiind să duce în cantonamente. Și Laura crede că dacă se duce, nu are timp de să muncească, cu toate că el a spus că face și antrenamente și muncește. Undeva la o fabrică, parcă zicea, că e frică să nu-l întrețină ea. Păi, dacă vrea bărbat mai tânăr cu 5 ani, cred că ar fi indicat să-l și întrețină. Glumesc. Și mai spuneau că să plătească tot împreună și să pună și niște bani deoparte. Apoi îl întreabă Laura dacă îi place munca și el zice, păi da, îi place munca, că el e de la țară, ea are nevoie de un bărbat care să se descurce în viață, se pare normal asta,
cărei femeie îi place să fie măritată cu un trândor și să-și adă după ea. Știu foarte bine asta. Eu am avut unul care doar eu lucram, țineam și copiii și el decât baruri, țigări și alcool, atât. Venea cerea la mine. Știu cum e. Așa îi dau dreptate Laurei, mai bine să vorbească dinainte și să lămurească niște lucruri. E foarte corect ce spune. Și au ajuns la o concluzie că amândoi o să ducă la muncă, dar își pot relua vechea muncă. Un singur inconvenient că sunt în orașe diferite. Da. Și dacă sunt în orașe diferite, puțin mai greu. Au fost anunțați că au la 5:30 live cu telespectatorii. O să vedem, dar mai târziu. Raul a schimbat foaia, nu se mai ceartă, nu mai se cere acasă, dar se victimizează. Că e bolnav. Ceva probleme de sănătate are, cum a zis și prezentatoare, nu cine știe ce grav. Și colegii lui și-au dat seama, dacă era ceva grav, normal că îl trimitea doctorul acasă, nu mai lăsa la mireasa sau îl oprea în spital. El zicea că a ieșit pe semnătură. Păi ieși pe semnătură când nu ești grav de tot, dar când ești gata de murit, normal că nu te mai lasă nimeni să mai ieși. Dar Sorin ar vrea să plece și el cu mama lui, pentru că zice că mama lui are 51 de ani. Vă dați seama? 51 de ani. Cu câți ani e mai mică ca mine și eu am suportat acolo. Ea nu poate. Nu poate. Că ar vrea ea să plece în caz că nu intră Simona. Dar chiar e enervant. A enervat și colegii lui cu victimizarea. Am văzut că nici Alexia, nici băieții nu-l cred și chiar am văzut că râdeau de el. Normal. Pe cum să stai să zici așa ceva? Pentru că știți, tot ce spui, universul ți-l ia ca dorință. Eu cred în asta. Bine, sunt oameni care cred în alte basme, cum ar fi religii și sfinți. Dar eu știu din propria mea experiență. Tot ce spui, îți atragi. Pentru că spui și o crezi. Și pui sentimente în ceea ce spui. Așa că Raul spunea că de sărbători o să-și adă prin spitale. De unde știe el că o să-și adă prin spitale? Dar Sorin chiar zicea că tușești. El, da, tușești. Și eu tușesc, toată lumea tușește. Nu înseamnă că mergem la spitale. Nimeni nu crede că e grav. Nici eu nu cred. Doar victimizarea câteodată dă foarte bine. Laura și Mihai au avut un live cu susținătorii. Înainte de live, până să înceapă, ea era supărată că fetele o bârfesc. Păi fetele sunt geloase pe ea, pentru că de departe se vede că Laura e cea mai frumoasă din casă. E chiar e cea mai frumoasă. Și din sezonul trecut a fost printre cele mai frumoase. Care era mai frumoasă ca ea? Vedeți? Fetele foarte geloase, toate sunt geloase. Apoi a început live-ul, s-au uitat, au răspuns la comentarii, foarte multe comentarii pozitive, dar câteva negative, că sunt falși, sau ce-au mai zis, alții i-au mintit și de Albert. Ce rost mai a fost în sezonul trecut? Trebuie să ne focusăm pe acest sezon. Asta e cu totul altceva. Așa că alții au zis că sunt frumoși, că le place, alții au zis că nu cred în ei. Am văzut că după terminarea live-ului, Laura chiar era puțin afectată, dar Mihai a încurajat-o și a spus că el se amuză. Da. Și îi mai spunea că e fericit că a găsit-o pe ea. Apoi s-au luat în brațe, s-au pupat foarte bine, foarte bine. De ăștia haterii, cum să zic și eu așa, cum se poartă acest cuvânt, au atacat-ul de Albert, că o așteaptă Albert, că au fost cu el în vacanță. A fost atunci, a fost înainte. Ce rost are să mai dezgrupăm morții, să vorbim de ce a fost. Știu, și mie îmi plăcea sezonul nouă, dar nici eu nu-i prea văd rost aici. Dacă tot a intrat, lasă-o să-și trăiască povestea de dragoste. Mihai spunea că el știe de Albert și că nu-l interesează ce a fost, aia e. A fost, a terminat. Chiar spunea Mihai că ei nu s-au cunoscut, nu personal zic înainte, au făcut 2-3 live-uri împreună și asta au fost tot, că au văzut că unii comentau că se știu de afară. De mulți concurenți au comentat să știu de afară. Păi chiar dacă se știu de afară,
Uitați, în sezonul 9, parcă, da, Adriana și Ștefan chiar au fost împreună în adolescență. Legea staffului e doar să nu facă un cuplu, nu că se cunosc afară, dacă se cunosc afară ce. Dar Mihai cu Laura nu s-au cunoscut. Așa și eu vorbesc cu diferiți oameni pe live-uri, pe... asta înseamnă că îi cunosc, nu-i cunosc, nici n-am de gând. Dar s-au apucat băieții să bârfească pe Laura, s-a găsit și cine, Robert, el nu se uită cum e relația lui, ei cred că sunt sinceri. Adică chiar nu-mi place absolut deloc să vorbesc de Robert, nu-mi place. Cred ei că Laura e mai rece, așa e felul ei. În sezonul trecut tot așa a fost. Și chiar când suferea după Cristian, tot rece era, suferea la rece. S-a găsit să vorbească și Ionuț și Rareș, dar Rareș le-a dat câteva sfaturi și i-a zis lui Mihai, pentru că urmează să plece ultimul cuplu care pleacă la Paris, să se gândească bine ce o să facă, adică să nu se logodească dar, sau să nu o ceară, dar asta e problema lor, dacă vrea să o ceară, o cere și eu cred că o să o ceară. Și Robert iar n-are... tot dădea înainte că e rece Laura, dar e problema lui Mihai dacă ea e rece sau nu. Și când o trebuie să vorbească cu Laura, a spus foarte clar că ea nu trebuie să demonstreze nimănui nimica. Dacă are ceva de spus, o să vorbească cu Mihai, pentru că normal ei doi o să iasă împreună de acolo. Nu iasă nici cu Robert, nici cu Rareș și nici cu Ion. S-au întors de la Paris, Cristi și Diana, fericiți, se țineau de mână, i-au așteptat cu de toate, cu flori, cu tort, florile tort, nu știu de unde le-au primit. Mama lui i-a întâmpinat, i-a zis că a fost dor de ei de a două zile și normal i-au întâmpinat cu aplauze, s-au pupat. La Rareș le-a făcut și o urare, de asta cum el staroste, iar s-au pupat, dar... întrebat fiind dacă a cerut-o, n-a vrut să spună, a zis nu să spune așa ceva, e la Paris, rămâne la Paris. Dar le-a cântat la mulți ani și mulți ani trăiască, nu știu, două cântece le-a cântat, iar mama lui vorbea mai târziu că nu știe de ce a cântat la mulți ani, chiar de ce. De ce a cântat? Ce au făcut la Paris? Au dormit cu camere, au dormit fără camere. Chiar zicea mama lui, vorbind cu Izabela, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat acolo. O să afle până la urmă, normal că o să afle, dar când vrea staful să le spună. Și apoi unii spuneau, păi da, dar ea nu avea inel normal pe deget, zicea, nu se poate. Dacă a cerut-o și a zis nu, dacă n-a cerut-o, nu se poate, că sunt prea fericiți. Deci, nimeni nu știe... de ce a cântat la mulți ani, nimeni nu știe dacă s-au logodit, nimeni nu știe nimic. Asta e politica staffului. Chiar a spus în încheiere Simona Gherghe că sâmbătă, pe 1 decembrie, o să are emisiune, sau duminică e pe 1 decembrie. Oricând ar fi, nu contează. Au emisiune specială, o să fie și sâmbătă emisiune specială, cred că duminică e 1 decembrie. Și... împlinește Antena 31 de ani și aș spune mulți înainte, pentru că am lucrat și eu acolo. Eu așa îi spun la concursul Mireasa, am lucrat. Pentru că am lucrat, că am luat bani, am luat salari. Așa că vom vedea emisiunea aceasta specială care o să fie. Ei, mai e până atunci, dar cam atât am avut până acum. Vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere. Trebuie să plec să hrănesc pisicii. I-auziți cum iorle?